cântăm Sfânta Evanghelie, pace și cu noi. Maria Magdalena și cealaltă Marie, ca să vadă mormântul. Și iată s-a făcut cu tremur mare că Îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă precum zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți. Iar Îngerul răspunsând a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, a înviat precum a zis. Și de grabă mergând, spuneți ucenicilor lui că a înviat din morți. Și iată va merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată v-am spus vouă, iar ele pe când în grabă de la mormânt cu frică și cu bucurie mare, au alergat să vestească ucenicilor lui învierea. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat zicând, bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și ei s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă și vestiți fraților mei să meargă în Galileea și acolo vor vedea. Și pe când ele, iată, unii din strajă venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate, atunci adunându-se ei împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor zicând, spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat pe când noi dormeam și de se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom întupleca și pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei, luând argint, au făcut precum au fost învățați și s-a răspândit cuvântul acesta între iudei până astăzi. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Slavă Sfinte, cele de viață, Cătătoare, Creim, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Să vă mulțumim pentru vizionare!